Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. În această după-amiază vom discuta despre absorpția de fonduri europene, pentru că Gorjul se află pe ultimele locuri la atragerea fondurilor europene. Vom discuta de asemenea și subiecte politice legate de județul Gorj și în speță de municipiul Târgu Jiu, pentru că, bine, nu doar subiecte politice, ci mai mult administrație publică legată de municipiul nostru Târgu Jiu. În acest sens am invitat alături de mine pe doamna Marinela Strâmbulescu, consultant fonduri europene și un om cu state în politică, pentru că ați făcut parte, nu știu dacă mai faceți parte dintr-o formațiune politică, dar știu că ați făcut parte la un moment dat dintr-una dintre formațiunile politice nou înființate. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, salut și toți telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, eu sunt o fire foarte activă, am intrat în politică ca să dezvolt proiecte pentru comunitate. Problema este că în politică am observat că nu se dezvoltă, nu se dorește să se dezvolte niciun proiect pentru comunitate. Și atunci mi-am dat demisia pentru că eu sunt o fire activă, nu am intrat în politică pentru beneficiile proprii, pentru că am suficientă expertiză și experiență în fonduri europene, astfel încât să-mi câștig singură un trai mai mult decât decent. După demisia dumneavoastră din Pro-România, Da. Vă gândiți sau v-ați gândit să accedeți la o altă formațiune politică? Vă atrage ideologia vreuneia dintre ce avem acum pe piață? Pentru că în ultima perioadă au ieșit partide politice ca ciupercile după ploaie. Sigur, și nu vă ascund faptul că de când am plecat din Pro-România am fost ofertată de diverse partide, de mai multe partide politice. M-am întors în grupul Civic Gorj, pe care l-am înființat, care a luat naștere odată cu protestele gropii de gunoi și problemelor pe care noi le-am identificat la groapa de gunoi a municipiului. M-am întors și vreau să dezvolt grupul Civic Gorj pentru că eu consider că este esențial ca societatea civilă să, atunci când autoritatea publică locală, națională sau județeană deraiază, este foarte important ca societatea civilă să vină și să intervină, să se creeze un echilibru. Dacă nimeni nu trage la răspundere anumite derapaje pe care oamenii politici sau oamenii din administrație le fac în detrimentul comunităților pe care le păstoresc, este foarte grav și asta ne-a dus în punctul în care este Gorjul, un județ sărăcit și trist din punctul meu de vedere. Nimeni nu trage la răspundere, doamna Strâmbulescu, adică cine ar trebui să tragă la răspundere, pentru că avem autorități ale statului care ar trebui să-și facă meseria din multe puncte de vedere, se bate pasul pe loc, adică observăm. Dacă sunt ne uităm, derapaje. Da, cu siguranță, dacă ne uităm în toată Europa, vedem că societatea civilă poate să pună o presiune fantastică, că anumite proteste, de exemplu, anumite grupuri ale societății civile, atunci când iasă în stradă, schimbă guverne, schimbă la miniștri. Da, pentru că noi am fost dezbinați de-a lungul timpului, pentru că asta a dorit puterea de-a lungul timpului în România și este o misiune extrem de grea. Noi avem în derulare cu grupul Civic Gorj, suntem la a patra campanie, două sunt în derulare, probabil vom discuta despre ele pe larg. Da, sigur. Atunci când vom ajunge la politică și administrație publică, în schimb aș vrea să vorbim despre fondurile europene. Cum spuneam eu la începutul emisiunii, Gorjul este pe ultimele locuri la atragerea de fonduri europene. Nu știu dacă atât din punct de vedere al instituțiilor statului care pot să acceseze acești bani, mă refer la UAT-uri, cât și mediul privat, fie că vorbim despre o birocrație foarte stufoasă, fie că vorbim de bani, ne cam ferim să accesăm aceste fonduri. Da, dar vis-a-vis de această birocrație, vreau să spun că și județele care își trag spuza pe turta lor și accesează
foarte mulți bani europeni și ei au parte de aceeași birocrație. Nu v-ați întrebat niciodată care sunt cu adevărat motivele pentru care în Oltenia, în general, Oltenia, să știți și dumneavoastră că de-a lungul timpului, de când, încă din perioada de preaderare, nu a avut oameni politici capabili care să tragă cu regiunea, astfel încât să poată să negocieze o alocație financiară mult mai mare. Dacă și asta am spus în diferite ieșiri pe care le-am avut și în diferitele materiale pe care le-am scris, am spus că e timpul ca și Olteniei să-i revină mai mulți bani europeni și pentru că nu este o echitate. Adică toți banii s-au atras în zona Moldovei la un moment dat, când au avut un lider politic foarte bine aspectat la nivel național, în zona Ardealului la fel. Deci eu cred că nu e vorba numai de birocrație, într-adevăr există și această birocrație, eu cred că este vorba și de neputință și de dezinteres. A zis că dacă ne-am întrebat, ba da, ne-am întrebat și știm și răspunsul. De obicei, aparatele nu sunt construite din oameni capabili și foarte bine pregătiți. Avem pentru numai... că, de obicei, concursurile sunt cum sunt și în aceste, eu am mai și afirmat, am avut și diverse schimburi chiar și cu directorii de agenții finanțatoare, ele am spus că nu este posibil ca în sistemul de fonduri europene să tolereze un personal care este răuvoitor și neperformant, adică nu au ce să caute acolo. Și am atras atenția de câte ori am putut că măcar sectorul ăsta să-l lăsăm așa cum trebuie. Cereți prea mult. Nu cer, eu cer normalitatea și o să o cer cât, știți, de cât voi respira, adică până la sfârșitul vieții mele. De multe ori am impresia că noi suntem defect și că de fapt asta este normalitatea și noi suntem cei care vedem altfel normalitatea, pentru că prea lucrurile se întâmplă într-un anumit fel peste tot. Adică nu vorbesc doar de fonduri europene, aici bag tot aparatul, da? Tot aparatul, dar în timp, încă o dată, în timp ce la alte, în alte OAT-uri nivelul de trai crește, la noi scade. Adică trebuie să ne punem la un moment dat pentru niște semne de întrebare. Încă mai merge și așa. Noi încă nu, adică o să dezbatem pe larg fiecare problemă, pentru că avem multe, foarte multe de dezbătut. O să rog și pe colegii mei să ne facă legătura la momentul potrivit cu cineva de la conducerea municipalității, în speță domnul primar al municipiului Târgu Jiu, pentru a putea avea o dezbatere și pentru a-i oferi drept la replică și domnului primar. Știu că dumneavoastră colaborați într-un frumos proiect care m-a bucurat atunci când am aflat de existența lui, de implementarea lui. Colaborați cu cabinetul domnului senator Ion Iordache. Dumnealui își propusese să realizeze o caravană pentru Gorj, sper că zic bine, este... prin care să ofere consultanță gratuită tinerilor care doresc să acceseze fonduri europene. Și nu numai tinerilor, într-adevăr, suntem într-un parteneriat, sunt într-un parteneriat în calitate de consultant cu cabinetul domnului senator Ion Iordache, pentru că am văzut în dânsul această zbatere, cred că este prima oară pentru mult timp și nu greșesc și nu sunt, nu fac aceste afirmații gratuit. Am văzut că, într-adevăr, domnul senator Ion Iordache vrea să se miște ceva pentru acest județ. Să vrea domnul senator Ion Iordache? Știți, trebuie început, așa cum a afirmat și dânsul în diverse ipostaze, trebuie început de undeva. Trebuie oferit un exemplu, că dacă stăm toată ziua și ne lamentăm, am văzut diversi oameni politici care vin la televizor și doar de vorbesc, doar de dau din gură, dar în spate nu au nimic relevant, atunci nu știu unde ne mai putem duce, mai jos decât atât. Și atunci eu cunosc nevoia asta de informare, pentru că într-adevăr noi, ca și consultanți pe teritoriul Gorjului și care să avem și o anumită expertiză, suntem destul de supraaglomerați, pentru că suntem destul de puțini specialiști.
Nevoia de informare este una reală, pentru că nu face nimeni această informare, cu toate că anumite instituții au acest atribut de a informa despre posibilitățile de finanțare. Este poate una dintre șansele cele mai mari ale Gorjului și o alternativă la ceea ce se întâmplă acum, vedem și cu mineritul și în viitor, și am spus-o tot timpul, că fondurile europene sunt unica noastră șansă. Am identificat, să știți, în această caravană am identificat potențialii antreprenori care ar putea dezvolta o afacere. Avem potențial, eu am crezut tot timpul în oamenii Gorjului, nu așa cum spun majoritatea, că noi, într-adevăr, nu avem o cultură antreprenorială, dar nici n-am făcut nimic ca să o avem. Nu văd niciun fel de dezbatere în zona asta, mai ales după perioada pandemică. IMM-urile s-au confruntat cu o grămadă de probleme. S-au închis foarte multe IMM-uri, foarte multe s-au închis și o să se închidă și după introducerea noilor taxe. De la 1 ianuarie să vedem nu ce am văzut pe nimeni, nouă ni se cer doar taxe și impozite. De multe ori nu suntem de acord unde se duc aceste taxe și impozite. Chiar la un moment dat vorbeam cu niște parteneri de-ai mei și spuneam că dacă lucrurile persistă așa, o să ne mutăm și noi afacerile din Târgu Jiu, dar să nu mai plătim impozit, pentru că eu nu sunt de acord, de exemplu, ca primăria să utilizeze o grămadă de miliarde de lei în aceste evenimente care nu aduc nimic, da? Nu lasă nimic în urma lor. Dar cine a întrebat târgujienii? Păi probabil că au făcut un sondaj de opinie înainte să-l aducă. Unde este? Pentru că el nu este public. Înseamnă că nu-i sondaj. Eu nu l-am văzut. Poate că greșesc sau poate domnul primar să intre să mă contrazică. Sunt foarte multe lucruri cu care noi nu suntem de acord. Chiar am discutat cu antreprenorii și am spus, fraților, singura soluție este să ne mutăm toți măcar în comunele din care provin bunicii, părinții noștri, și unde vom plăti acolo impozitele și taxele locale, pentru că asta este regula, știți? Și cu asta basta, adică dacă eu nu sunt de acord, sunt și eu cetățean. Nu cred că interesează pe cineva, Da, ne nu știu, faci, ar trebui știți, știți, ne să, facem să, că ne pasă, dar de fapt facem tot ce ar trebui noi. Să intereseze, că punga va scădea, știți, automat și atunci. Cum să scadă, doamna Strâmbulescu, când noi an de an, în ultimii 5 ani de zile ieșim în excedent bugetar la final de an? Cum? Da, asta, cu toate că sunt o grămadă de investiții care sunt în curs, o grămadă de șantiere care sunt deschise. Că asfaltăm 3 străzi, astea sunt investiții? Că asfaltăm 2 săptămâni la o stradă, astea sunt investiții? Da, se pare că există această percepție la nivelul autorității locale, deci și atunci că ei au venit și ei cu un program, nu? Domnul primar, când s-a făcut uitat de mult programul respectiv. Dacă vă referiți la programul electoral cu care dumnealui a candidat la ultimele alegeri, e de mult istorie, pentru că nici măcar nu ne apropiem în afară mai de... Mai are timp, 2 ani. Nu asta este problema. Și eu am atras atenția de fiecare dată pe această absorție a fondurilor europene. România acum, după din perioada de programare 2014-2020, a atras doar undeva la 60% din fondurile alocate României. Problema este că dacă noi nu vom atrage toți banii pe care i-am contractat până la 30.09.2023, când se poate depune ultima tranșă de plată aferentă exercițiului financiar 2014-2020, atunci vom rămâne
cu investițiile să le finanțăm din bugetul local. Avem și noi dacă, păi nu, avem, după cum spunea și domnul primar, avem contracte semnate de 70 de milioane de euro, iar ar fi interesant de văzut și eu de asta i-am solicitat și am considerat că este bine ca și noi să știm care este gradul de absorpție acum, la începutul verii 2022, pentru că, vedeți dumneavoastră, asta va atârna foarte greu și va fi o presiune foarte mare pe bugetul local începând cu anul 2024, pentru că aceste investiții, odată începute pe fonduri europene, le trebuie finalizate. Știu că sunt foarte multe probleme, știu că și atât firmele de construcții se confruntă cu foarte multe probleme, știu că a fost și perioada de pandemie, dar așa cum alte municipii se descurcă, așa cum alte județe se descurcă la a și implementa cu succes proiectele și a considera una dintre prioritățile și dintre urgențele lor, așa ar trebui să fie și la Târgu Jiu. Pentru că nu știu cui Târgu Jiani i-ar conveni dacă din 2024, de exemplu, bugetul ar trebui noi, din bugetul local, să suportăm, nu știu, jumătate din acești bani europeni care nu au putut fi absorbiți. Cred că asta se va întâmpla la un moment dat, pentru că stadiul lucrărilor, și mă refer aici la lucrarea de modernizare a transport public în comun, lucrările sunt destul de întârziate. Înțeleg că până în septembrie sau octombrie 2023 trebuie să fie recepționată lucrarea, astfel încât să nu se suporte din bugetul public restul de lucrare. Da, numai că aici pe achizițiile, pe licitațiile făcute, și n-am înțeles de ce un contract semnat în 2014 pentru modernizarea transportului public a început implementarea în primăvara lui 2022. Suntem deja ieșiți din termen, pentru că unul dintre contracte are perioada de valabilitate de 24 de luni, ceea ce înseamnă că el expiră în martie 2024. Deja, iată, depășim perioada când noi putem să absorbim banii europeni. Probabil speră că vor lucra mai repede decât martie 2024. Nu știu, mă gândesc. Eu, păi, din moment ce ești din perioada de absorpție, din moment ce programul ți se termină și România este la N+3, pentru că perioada de programare, exercițiu financiar s-a încheiat în anul 2020, doar că România fiind mai mișcându-se mai greu în sistemul de fonduri europene. Noi suntem cenușireasă, fonduri, da, europene. Exact. Ne înțeleg, și am tot avut această derogare dată de către Comisia Europeană pe acești 3 ani de grație, timp în care noi putem să mai consumăm din banii care nu am putut să-i consumăm până în 2020. Știți, până la proba contrarie, le dăm circunstanțe atenuante și zicem că da, s-a scumpit fierul, n-au mai fost aceleași prețuri pe care le calculaseră dumnealor în 2014. Așteptăm să vedem cum vor rezolva situația, pentru că într-un fel sau altul trebuie să o rezolve. Nu cred că își permit să susțină din fonduri proprii această lucrare. Perioada este întârziată, pentru că dacă noi, păi nu, și s-au apucat foarte târziu de lucru. Ei recunosc că este perioada foarte întârziată. Păi da, dar adică ce au făcut până acum? Întreb eu, și de ce s-au apucat studii. Atât de... Studii. Păi nu. Asta mi se răspunde, studii. Da, proiectele, multe dintre ele au fost destul, încă o dată vă spun, deci contractul, cel din 2014, care a fost semnat de primarul Cârciumaru, abia acum
și-a început știți, practic până să-și producă seama, efectele. Domnul Romanescu, despre ce-i vorba în contract, au mai trecut mulți ani și abia la începutul 2022 ne apucăm și noi de lucrări și vedem noi când le-am terminat, dacă le mai terminăm, dacă nu le lăsăm așa. Nu, ideea este ca primarul ar trebui să-și prioritizeze această absorție de fonduri europene, să-și facă grafice exacte. Am văzut că domnul primar este foarte interesat ce se întâmplă la Clubul Sportiv Municipal, dar Primăria Târgu Jiu nu înseamnă doar Clubul Sportiv Municipal. Eu nu spun că nu este foarte bine să se facă sport, dar nu toate eforturile domnului primar să se ducă în Clubul Sportiv Municipal, pentru că dânsul are de administrat un oraș care comportă deja destul de multe probleme. Cum nu? N-ați văzut că răspunde prompt la fiecare solicitare a cetățenilor? A fost o postare pe Facebook, mai în glumă, mai în serios, referitor la iluminatul public stradal care era pornit la ora, nu știu, 12 ziua. Nu știu exact ora la care, iar domnul primar a simțit nevoia să răspundă cetățeanului, pentru că asta era problema noastră națională. De ce este iluminatul public stradal aprins la ora respectivă? Nu avem alte probleme în municipiul Târgu Jiu. Nu avem câini pe străzi, nu avem străzi neasfaltate și suntem ca în Ucraina, cred că ceva mai rău. Stăm bine și pe calea eroilor, stăm bine din multe puncte. Stăm bine și cu casa de cultură pe care domnul primar ne-o promite încă de când a venit în primul mandat. Stăm bine din toate punctele de vedere. Cu casa de cultură, într-adevăr, și cu și lumea trebuie să știe că atunci când se accesează prin CNI, prin Compania Națională de Investiții, într-adevăr, primăria, bine, domnul primar cumva își arogă și aceste proiecte pe care CNI le face, primăria oferind doar, până la dispoziția CNI-ului, doar documentația care trebuie. Măcar dar tot ce înseamnă investiție pe CNI este strict legat de Compania Națională de Investiții. Ei fac lucrarea, ei fac licitațiile, ei fac, urmăresc lucrarea, iar noi suntem OAT-ul, este doar beneficiarul. Deci zona de finanțări pe CNI nu, știți, aici nu ar trebui să... Da, da, dacă luăm exemplu și vechii administrații, și ei și-au s-au lăudat cu investițiile da, CNI, mă refer la sala sportului și la... Și le-au asumat. Da, exact. Aici... Bine, ce nu și-a asumat putem, nimeni nu este... Putem să ni le asumăm cel puțin politic. Dacă... Da, ce nu și-a asumat nimeni nici centura municipiului Târgu Jiu. Aia nu și-o mai asumă nimeni decât când vine cât un ministru, hop, și noi pe acolo să ne tragem în poze. Da, din păcate suntem neperformanți, asta o vedem în fiecare zi cu aceste lucrări întârziate. Dar cea mai mare problemă din punctul meu de vedere și de asta și am luat decizia, cu toate că am fost și într-o situație delicată, soțul meu fiind directorul Centrului de Cercetare și Documentare Constantin Brâncuș, am luat decizia de a realiza această campanie, oricâte șuturi mi-am luat și oricâte mizerii s-au scris. Am luat decizia să desfășor această campanie inclusiv cu anumite certuri în familie și mă voi duce în continuare. Pentru că, da, trebuie să o spun, soțul meu nu a fost de acord ca eu să realizez această campanie împreună pentru Calea Eroilor, dar grupul Civic Gorj a reacționat și a făcut aceste campanii în măsura în care noi am considerat o problemă a fi una majoră. Așa cum a fost și groapa de gunoi, așa cum au fost prima noastră campanie, au fost tăierile ilegale și actualizarea sumal și până la urmă aceste lucruri s-au realizat, adică acest sistem de urmărire al materialului lemnos.
cu groapa de gunoi împreună cu comunitatea din Bârsesc-Slobozia. Am reușit să stopăm construirea celei de-a treia celule de gunoi, ceea ce a fost foarte bine și am închis și ne-am retras. A treia campanie este, iată, Calea Eroilor, care este de o importanță covârșitoare pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Pentru că ați atins acest subiect, înțeleg că a fost o comisie care a evaluat patrimoniul brâncușian, urmând să se stabilească dacă ne încadrăm la introducerea acestuia în patrimoniul UNESCO. Vă dau o veste bună. Am avut un aviz favorabil. Ceea ce ne liniștea sau ceea ce ne liniștea toate instituțiile de cultură care au fost implicate în realizarea dosarului Brâncuș pentru UNESCO a fost depășit acel moment, pentru că dacă știți dumneavoastră, în anul 2020 el a fost pus în stand-by. România, dosarul Brâncuș a depășit acel moment și a fost acceptat pe lista finală a monumentelor ce vor intra la următoarea întâlnire da, a asta comitetului. Nu înseamnă că suntem safe. Nu suntem safe, pentru că avem o bătaie totală de joc pe Calea Eroilor. Ei, ce ne facem dacă vin oamenii să ne evalueze? Da, pentru că nu s-a spus nici ce s-a discutat de către Institutul Național al Patrimoniului și ce cei care au venit aici în data de 30 iunie 2022 la întâlnirea de la Târgu Jiu cu primăria și cu arhitectul Dorin Ștefan, nu s-a spus deloc ce s-a discutat acolo și ce semnale de alarmă a tras Institutul Național al Patrimoniului, o instituție extrem de importantă a Ministerului Culturii, care s-a ocupat și se ocupă de traseul dosarului UNESCO și de monumentele istorice ale României, în special de monumentele de clasă A, așa cum este și ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Ceea ce vreau eu să spun este că Primăria Târgu Jiu, conform Institutului Național de Patrimoniu, nu și-a reactualizat PUZ-ul, da? Nu și-a reactualizat PUG-ul, nu a reabilitat Portul Ferdinand. Există foarte multe construcții care au fost realizate cu ajutorul autorizațiilor de construire emise de Primăria Târgu Jiu în perimetrul de protecție al ansamblului brâncușian, și acele construcții nu aveau ce să caute acolo. Chiar Institutul Național al Patrimoniului, prezent la Târgu Jiu, a tras atenția asupra acestor construcții, numai că ele sunt ale unor potenți oameni de afaceri și atunci punem batista pe țambal. Mă gândesc că nu se va pune batista pe țambal, ori pierdem din nou. Nu, statul român nu are cum să se facă de râs încă o dată și să nu finalizeze înscrierea ansamblului brâncușian, doar că există niște interese al unor potenți oameni de afaceri pe imobiliare la Târgu Jiu. Nu înțeleg nici autoritatea publică locală, dar nici o mare parte a presei, nici oamenii de afaceri. Ei nu înțeleg că problema Brâncuș nu se va tranșa la Târgu Jiu, iar statul român nu poate să se expună în asemenea hal, chiar dacă sunt orice fel de interese ar fi. Lucrurile aici trebuie privite la alt nivel. Noi suntem și stăm în această cloacă. Nu vedem, nu avem viziune și ceea ce ne-ar aduce intrarea ansamblului monumental în patrimoniul UNESCO. Ne paște această închidere
a companiei naționale, a companiei energetice. Da? Și aici se vor genera foarte mulți șomeri, va fi un colaps social. Nu știu dacă se va ajunge până acolo, pare că s-au deșteptat. Ajunge, pentru că vă spun un lucru pe care l-am mai afirmat. Gândiți-vă că fondul de tranziție justă merge înainte. Da, se va renegocia. Ce să se renegocieze? Adică mă gândesc că... Din moment ce un program vine, o alternativă la închiderea mineritului, da, programul alternativă la închiderea mineritului merge înainte, ce se poate... Poate că și contextul renegocia acesta de conflict dintre Rusia și Ucraina ne dă o speranță și poate în al 12-lea ceas se trezește și guvernanții noștri și își dau seama că așa cum Polonia, Germania reușesc să funcționeze încă cu termocentrale pe bază de cărbune, nu înțeleg de ce la noi nu se poate de fiecare dată. Deși atunci când s-a făcut acest program, înțeleg că România avea un procentaj destul de mare de energie verde. Da, care cu siguranță nu poate acoperi necesarul. Asta ne-am convins. Ne-am convins de acest aspect. Și atunci, dacă nu suntem capabili cu 60%, cât era procentul atunci, da? Mă gândesc că între timp procentul a mai crescut. Nu suntem capabili să ne asigurăm siguranța energetică națională. Atunci, de ce nu revenim la energie? Da, oricum, ținta aleasă și pe Green Deal și pe cu toate țările membre ale Uniunii Europene a fost, din punctul meu de vedere, una hazardantă, pentru că nu poți să spui că în 2050 vei avea energie verde peste tot, dar totul ține într-adevăr de negociere. Problema este că nu înțeleg de ce cei care sunt investiții să facă aceste negocieri cu Comisia Europeană. Vă referiți la Ministrul Energiei? Nu sunt capabili să o facă, pentru că este un moment greu, dar eu am studiat puțin, pentru că nu e totul chiar așa cum se spune. Domne, unii produc energie pe cărbune și noi nu suntem lăsați. Eu vreau să, și aici trebuie să fim foarte bine informați. Într-adevăr, și Franța și Germania, în contextul războiului, și-au deschis niște grupuri energetice, dar să știți că cea mai mare țintă de închidere pe energia pe cărbune a avut-o Germania. Toate celelalte țări, e drept, cu capacități mai mici de energie pe cărbune, și-au asumat termene mult mai scurte. Și atunci, dar bineînțeles că trebuie să ne uităm și la cât de mari producători sunt, mari producătoare sunt aceste țări pe această energie pe cărbune. Doamna Strâmbulescu, în momentul, eu aici cred că s-a greșit și s-a semnat practic închiderea în alb de către statul român, pentru că și nu s-a explicat, pentru că în măsura în care, și imediat o să spun, pentru că prea se dă în această Comisie Europeană, fără să ori cu anumite interese, dar să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Deci noi trebuia să ne ducem la Bruxelles și să negociem un termen mult mai mare, pentru că noi eram un producător foarte mare pe energie pe cărbune, și atunci normal că era de înțeles că și perioada de închidere trebuia să fie mult mai mare. Dar noi ce am făcut? Am acceptat un calendar, da? Ne-am însucit un calendar, din punctul meu de vedere, un mare exces de zel care vine cu repercusiuni majore asupra, până la urmă, și asupra
asupra siguranței energetice naționale. Și ce n-am înțeles eu, pentru că această problemă, să recunoaștem, producerea de energie pe bază de combustibil fosil a fost cenușăreasa sistemului energetic de mulți ani, cu mulți ani înainte. Încă de când am fost puși să plătim certificatele acestea de carbon, certificatele verzi sau cum le numesc ei. Da. Bun, dacă este să luăm gradul de poluare pe care îl produce Germania, comparativ cu gradul de poluare pe care îl produce în speță CEO, Complexul Energetic Oltenia, am vedea că o termocentrală din Germania produce mult mai mult dioxid de carbon decât termocentrala de la Rovinar, spre exemplu, dar plătesc sau plăteau certificate mult mai puține. Da, sunt de acord, însă aici trebuie văzut, pentru că ei au mai și retehnologizat, trebuie corect. Văzut exact. Știți că noi... Din nou a fost vorba de negociere. Cred că de prin anul 2000, când spuneau că vom lua bani de la Banca Mondială ca să facem acest, să asigurăm, da, investițiile necesare pentru poluare în zona de minerii și energie. La fel, vedem că de-a lungul timpului statul român și privesc cu nostalgie perioada interbelică, când România a avut într-adevăr oameni de stat, și mă uit cu tristețe acum la ce se află nu neapărat în teritoriu, dar ceea ce se află la nivel central, la nivel central, exact, și gândiți-vă că totuși de multe ori pentru oamenii ăștia cred că țara asta este o pălărie prea mare și problemele cu care ne confruntăm, iată, în secolul ăsta sunt mult prea mari. Nu știu dacă pentru... e pălăria prea mare sau interesele personale sunt prea mari. Cred că aici este problema, că dacă n-ar exista interese personale... Un om, și asta am mai spus-o, un om politic care pune interesul personal sau de grup în fața interesului țării este atât de mic și... Gândește în niște cadre extrem de reduse. Avem atunci foarte mulți oameni politici mici și care gândesc în cadre reduse. Spuneați dumneavoastră de oameni investiți care ar trebui să meargă la renegocieri. Bun. Dar dacă omul ăsta, și mă refer în speță la domnul Virgil Popescu, da? La ministrul energiei, dacă el nu este capabil să meargă, să-și propună un plan prin care cu care să meargă la Comisia Europeană la renegociere, hai să-l schimbăm, domne. Hai să-l dăm la o parte, să-l trimitem acasă. Dar cine să-l schimbe? Pentru ce-l ținem? Dar cine păi dacă toți suntem nemulțumiți și toți, adică am văzut și din partea PNL-ului, da? Am văzut că domnul Ciucă este pentru renegociere. Domnul Ciolacu este din nou pentru renegocierea PNRR-ului pe probleme de energie. Păi dacă voi din coaliție nu mai sunteți de acord și îl trimiteți pe omul ăsta... Dar trimiteți-l acasă. Nu, ascultați-mă puțin. Asta cu renegocierea PNRR-ului, poate că eu greșesc, dar pe termene și mă raportez tot timpul la termenele de accesare și de implementare a acestui program național de redresare și reziliență și vreau să pun în discuție o problemă. Bun, știm cu toții că oamenii politici spun trăznăi și minciuni de obicei atunci când se adresează poporului. Vă întreb eu așa, dacă PNRR-ul are niște termene foarte clare, da? Toate proiectele, toate contractele de finanțare cu finanțare prin PNRR trebuie semnate până la 31.12.2023, iar aceste proiecte trebuie implementate până la finalul anului 2026. Când mai ai timp să renegociezi PNRR-ul? Pentru că tu, până la finalul anului 2023, tu, Românie, trebuie să ai toate contractele de finanțare semnate. Habar n-am, mă gândesc că s-au gândit la o variantă sau că poate au primit variantă să ne spună și nouă pe grafice. O amânare din partea Comisiei Europene, din nou se aduce în discuție. O amânare ar trebui făcută și publică.
Păi stați puțin că nici programul n-a fost făcut public decât după ce a fost... Programul în scriere. Dar asta i-ar fi avantajat. Dacă ar fi, că de exemplu noi consultanții știm, adică toți consultanții știu, bă, ăștia vorbesc băznele, adică dacă nu mai ai timpul, efectiv, nu mai există timpul necesar ca să faci, și să rectifici acest PNRR. Și atunci sunt doar discuții aruncate în vârț, să zică noi am vrut, dar nu s-a mai putut. Cine poate să-și asume, vă întreb eu, ca om politic, închiderea... Păi, cred că ar trebui să-și asume toți. Ei încearcă să nu și-o asume. Păi, ar trebui de la Dragnea încoace, ar trebui să-și asume toți. Că pe vremea lui Dragnea a fost prima dată gândită și semnată prima fițuică de genul acesta cu închiderea... Vedeți de când e. Deci, despre ce vorbim? Da? De mult, și atunci, veche. Și atunci da, ar trebui să-și asumă fiecare părticica lor de vină. Da, și ar mai fi ceva de spus vis-a-vis de închiderea carierei Roșia. Da, un întreg scandal și acolo. Este. Și eu întreb așa, în momentul în care noi ne-am întâlnit și am avut și am luat decizia în grupul Civigor să ne ocupăm de această campanie și vom face și imediat o să dăm drumul și la niște demersuri. Avem deja o petiție pe site. Mulțumim membrilor Cartelului Alfa care s-au... Nici nu am vrut să sunăm. Nu am vrut să sunăm în zona de sindicate, unde mai avem și noi contacte sau unde cunoaștem. Nu. Aici se vede într-adevăr cine vrea să vină și să putem salva ce mai este de salvat, pentru că așa este presiunea publică, este una dintre armele pe care României, cred că e singura armă a României care i-a mai rămas. Știți, m-aș bucura să fie lucrurile așa, dar vă spun că din experiența ultimilor ani nu prea mai interesează nici de vocea populației. Haideți să luăm exemplul minerilor și energeticienilor care au protestat zile, luni la rând în fața prefecturii și în fața guvernului pentru mult discutată legea 197. Și nu i-a prea luat nimeni în seamă. Nu i-a luat nimeni în seamă pentru că ei nu au coagulat. Știm cu toții că de-a lungul anilor sindicatele au fost dezbinate, n-au fost unite și asta este o mare problemă și să știți că aici, pe toate domeniile de activitate, nu numai în minerit și energie, dezbină și stăpânește. Deci, cred că aceasta exact a fost lozinca. Sigur, și așa nu România educată. Da. Dar dacă ei coagulau și lăsau, că de multe ori sunt orgolii, de multe ori care nu au făcut bine demersurilor din piața prefecturii, cum să vă spun, în momentul în care faci ca să-ți atingi scopul, noi știm, de exemplu, așa cum am făcut-o și cu Calea Eroilor, unde avem aproape finalizat documentarea, pentru că ca să știi cum să abordezi lucrurile și ce să faci ca să ai și ca să... Deci să și rezolvați ceva, da, ca să nu lucrați exact, în van. Exact, da, să okay. nu lucrezi în van, că nu asta este ideea, să te duci, să dai din gură și să așa nu se întâmple suntem nimic. Suntem cu toții părerologi. Nu. Noi facem pe fiecare campanie, am făcut această documentare care până la urmă a condus și la lucruri palpabile care s-au văzut ulterior. Așa am făcut și cu Calea Eroilor, unde avem, v-am spus, documentarea aproape gata. Așa am început acum și în zona de minerit energie și transmit pe această cale. Deocamdată Firuța Marcu, care este unul dintre membrii grupului Civigor și este un jurist foarte bun și ne bucurăm că o avem alături de noi, a inițiat o petiție online și
Sperăm ca această petiție să aducă cât mai mulți oameni la oaltă. Petiția face obiectul memoriului domnului senator Ion Iordache, care vine cu niște soluții extrem de reale și palpabile pentru salvarea sistemului energetic național. Pe scurt, final. Da. Și da, și voiam să vă mai spunem că în următoarele zile pregătim o cerere de intervenție, o cerere de intervenție în procesul pentru termenul din septembrie, dat cred că la Curtea de Apel București se judecă închiderea definitivă, de fapt, da. Și acolo solicităm sprijinul tuturor românilor și în principal al gorjenilor, dar al tuturor românilor. Noi o să facem o cerere de intervenție tip, da, dorind să fie o presiune în plus atunci când se judecă închiderea carierei Roșia, pentru că ceea ce se întâmplă nu este firesc, cum nu a fost firesc nici faptul că s-a ajuns la suspendarea acordului de mediu, în măsura în care acest proces este deschis de Bencoaci în anul 2020, iar după 2 ani nici complexul energetic Oltenia, dacă știa că are o problemă, nu înțeleg de ce nu și-a... Ar fi multe de discutat. Sunt foarte multe de discutat. Din păcate, timpul ne presează. Vom fi alături de dumneavoastră dacă este ceva ce vine în sprijinul gorjenilor, al românilor în general, pentru că cu toții suntem afectați de noile descumpirile din sectorul energetic și din sectorul de gaze naturale. Vom fi alături de dumneavoastră atunci. Voiam să mai fac mulțumim frumos pentru sprijin, pentru faptul că ne dați ocazia să transmitem toate aceste informații către comunitatea locală și națională. Vă felicit că sunteți un post național. Aveam nevoie în Târgu Jiu de asta. Și mulțumim. Este o veste foarte bună pentru noi gorjenii toți. Vreau să spun că dosarul pe care l-am întocmit pentru Calea Eroilor va ajunge undeva în afara țării, din păcate, pentru că aici în țară există foarte multe stopaje și nu înțelegem de ce. Fiind vorba de un monument clasă A și fiind și patrimoniu european, o să facem demersurile la instituțiile abilitate din exteriorul României. Vă așteptăm să discutăm punctual doar despre aceste subiecte, pentru că în această seară am dezbătut pe larg mai multe. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră și în emisiune și vă aștept și cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că și astăzi seara ați fost alături de noi, iar până la o nouă revedere vă urez zile cu realizări.